Superliga vă este oferită de Superbet. La fix 28 de zile după ce Liga 1, Superliga, lua pauză pentru sărbătorile de iarnă, fotbalul revine. Era pe 22 decembrie atunci când Dinamo și voluntarii încheiau anul 2023. Ei bine, 4 săptămâni mai târziu ne-am mutat, iată, într-o ploaie teribilă la Sfântul Gheorghe, acolo unde avem două echipe cu obiective diferite. Ștefănescu cu un stop bun, trecere bună de Catanesi, autogol! Florin Ilie. Da, este autogolul lui Florin Ilie, minutul 19. Nu se aștepta nimeni la o asemenea deschidere de scor. Cred că a fost prima centrare cu adevărat utilă în careul lui Silviu Lung. Sunt curios să vedem o reluare, dacă mingea trimisă de Ștefănescu ar fi fost pe cadrul porții pe oaspete. Dar oricum devierea lui Florin Ilie este decisivă, este la vincul porții lui Silviu Lung. Cred că nu greșim. Poziția regulamentară, evident, la Ștefănescu. Cred că nu greșim dacă spunem că este un autogol. No, nu este golul lui Ștefănescu, n-are cum. Uite, aici vom vedea mai bine. Dar el se pregătea să centreze mai degrabă. Era. Da, nu, era o minge direct pe portarul Silviu Lung. Învins capitanul Politehniciești de colegul său din apărare, de Florin Ilie, o intervenție nefericită a stoperului Eșan. Plămadă a creat mari probleme. N-a fost offside la această fază, însă accelerează jucătorii lui Poliaș. Offside? Cred că a fost offside. Robert Ion este cel care a finalizat faza, dar cred că o reluare ne va arăta nu mi s-a părut offside. Era în offside. Nici urmă de offside. Un falbea culpa. Era aici o teliță în plan apropiat care îl scotea din offside pe Robert Ion. Foarte bine a văzut asistentul de pe partea tribunei a doua, Alexandru Vodă. Lui advers. Se vede că a jucat mult fundaș dreaptă, iată-l evoluând în acel flanc. Oh, ce eroare a lui Silviu Lung! Baftă mare de tot pentru portarul Iașiului. Urcase de Beliu la finalizare sau Varga? El era. Și am văzut că nu merge nimic bine la Iași. Hmm. Este extrem de nemulțumit Silviu Lung Junior. Că îl expun colegii săi acestor situații. Uite că s-a văzut și Debeliu. Pentru a nu mai fi atât de vulnerabil. Din nou centrarea lui Oteliță, merge la bara a doua această minge, a sărit acolo Varga și penalti. Este penalti. A fost un hands, probabil, făcut de Martac, nu, Florin Ilie. O, Doamne! Dacă este hands-ul lui Florin Ilie, 33 de minute de coșmar pentru fundașul central al moldovenilor. Nu, a spus tot. Gestul lui Leo Grozavu spune tot. Aici. Cu cotul. Așa este. Și să spunem că are scuza că i-a venit din capul lui Varga, nu are această scuză. Fuiră Cojocaru, Matei din nou are șansa unui gol din penalti și nu mai ratează. Este 2-0 pentru Șepși cu 10 minute înainte de pauză. Iar marea problemă a Iașiului este că în aceste 35 de minute a avut un șut anemic pe poarta adversarilor prin Harrison acum mult timp. Atât. Asta a fost producția compartimentului ofensiv al echipei lui Leo Grozavu. Cosmin Matei sărbătorește alături de suporterii celor de la Șepși această nouă reușită. Noi revedem intervenția lui Florin Ilie, nefericitul fundaș central ieșean, care după ce și-a marcat autogol în minutul 19, produce și acest gol al doilea din penaltiul lui Cosmin Matei. Doar al treilea gol al lui Matei în acest sezon, a marcat în poarta celor de la FCU, a marcat și împotriva celor de la Oțelul Galați, a ratat penaltiul din partida tur, dar iată că acum se revanșează. Are și trei pase decisive.
Costin Matei, care vine să sărbătorească alături de telespectatorii acestei partide. Cu stâng, Varga a primit de la Florin Ștefan. La marginea careului, Roland Varga, un dribling, un al doilea, învăluie Florin Ștefan. Vine centrarea lui, e Florin Ștefan, Cosmin Matei și vine șutul de 3-0. În minutul 42, întrebai tu ce se mai întâmplă până în pauză, n-a fost 2-1. A fost 3-0, marchează Jonathan zilei. Da, mă, pe un este, da. Minutul 42, 3-0, scor de neprezentare. Și cred că aceasta este și senzația pe care a dat-o echipa lui Leo Grozavu în această primă repriză. Da. Freed from Desire se cântă din nou pe stadionul Arena Șepși Oeșca. Și vedem din nou bucuria fanilor echipei gazdă. În mod normal nu se mai pune problema câștigătoarei în această partidă. Ia să vedem ce a fost aici. L-a lăsat Cosmin Matei și a dat seama că e mai bine poziționat pe un. Cadou. S-a dat la o parte din fața balonului și pe un finalizează frumos cu piciorul stâng. Cu ceva noroc, mingea a trecut printr-o mulțime de picioare de jucători. Și printre picioarele lui Silviu Lung Junior. Prază imediat. De aici poate apărea pericol în marginea careului. Ștefănescu se întoarce, șut. Oh! A fost golul... golul serii, cel puțin, în Superliga, dacă prindea vinclul această minge trimisă de Ștefănescu. Nu-mi dau seama cât de departe a fost de poarta lui Lung. Nu cred că a fost foarte departe. A lovit, se pare, stâlpul de susținere din spate. A, nu știu dacă n-a rașchetat un pic bara. În orice caz, mare ocazie și... foarte bun în sezonul trecut, Marchioni a ajutat enorm echipa la promovare și de această dată, iată, o ocazie bună, dar nu a tras Marchioni, cred că a tras Robert Ion. A fost și de fapt este în acest moment cel mai important moment al oaspeților la poarta lui Nițui, foarte frumoasă și parada goalkeeperului lui Șepși. Bate același Robert Ion, a lovit celor de la Șepși, mingea a ajuns la Aganovici, de-abia a intrat în teren. O centrare în forță, respinge cu piciorul Silviu Lung, șut, deviat, gol. Stai să vedem. 4-0, Calacu. Stai să vedem dacă nu cumva a fost ceva pe acolo. Erau prea mulți oameni pe traiectoria balonului. Calacu marchează însă minutul 63 și nu se mai supără nimeni. Vă spuneam, marca împotriva celor de la Hermannstadt. Marcase și în tur cu sibienii, da. Iată că scrie și astăzi contra Iașiului. La prima atingere de minge și el și Aganovici la faza de mai devreme. Chiar că atingerea a fost. Și ce mai poate fi de spus? Este o victorie cât se poate declara celor de la Șepși. Aici nu a fost offside. Aganovici întoarce mingea în careu. Centrare șutată a lui Ștefănescu. No, uite, sărise peste balon cash-cash. Mingeci, din nou Șepși se poate duce periculos spre careul lui Silviu Lung Junior. Din nou Ștefănescu. Încearcă șutul. Ce gol! Ce gol marchează Ștefănescu în minutul 84. Nu marcase astăzi. N-avea cum la atâtea reușite să nu dea gol și Ștefănescu. Și-l văd pe Bernstor care parcă spune, v-am spus că o să marcheze și el astăzi. E bine, Ștefănescu a înscris și a ajuns la cota 7 în Superliga. Super execuția vedetei de la Șepși. L-a egalat pe Alin Roman de la Iași în clasamentul golgheterilor. A avut și mult timp la dispoziție și spațiu, s-a poziționat cum a vrut și a trimis culmea La bara din stânga lui Silviu Lung Junior. Te-ai fi gândit că trage pe colțul scurt aici? L-a văzut pe Silviu Lung mutat mai degrabă spre bara din dreapta. Ci? În 2011, împreună cu fratele său, vine centrarea din flancul drept, minge în careu pentru un penalti, pentru un al doilea penalti. Să vedem cine bate. Buena spune că stai un pic să vedem.
dacă se dă penalti sau dacă e fault în atac în undeva. Nu cred că este penalti în cele din urmă. După cum a arătat arbitrul Cociocaru. Aici este o ciocnire între Ștefănescu și Buena. Se ciocnesc picior în picior. Greu de spus cine dă primul sau cine faultează. Nu, lovește Buena pe Ștefănescu în călcâi. Uite aici. Da, într-adevăr. N-a atins mingea. Fundașul Iașului este primul care lovește. Apoi se prăbucesc amândoi. Bălașa va bate penaltiul. Minutul este 88. Șepși aproape să facă 6-0 în primul meci din 2024 în Superliga. Bălașa față în față cu Silviu Lung Junior. Bălașa, un produs al Academiei lui Gică Hagi, trecut la un dat pe la AS Roma. Bălașa se apropie de balon și înscrie cu foarte multă siguranță. 6-0 din minutul 88. Iașul demolat, ce să spun. 6 goluri. În urmă, cantonamentul din Antalya l-a bătut pe cel de la București. Multe goluri, prea multe goluri încasate de... Uite, asta e cea mai bună reluare și, într-adevăr, aici s-a văzut că a faultat Buena. Crezi că depășim acel 3-3 ca număr de goluri? Prea mai e timp. Adevărat, dar și Iașul pare o echipă chiar prăbușită. I-am văzut și pe finalul primei repriză, la 3-0 după golul lui Păun. Anul trecut a fost, aduți aminte, Șep și Botoșan 7-0. Da, într-adevăr, a fost și un 7-0. Tot aici pe această arenă. Stai că nu s-a terminat. Nu s-a terminat, Rondon! A dat cu șpițul și cred că va fi totuși corner. Nemulțumit atacantul lui Șep și poziție regulamentară. Pe lângă Bălașa, nu pe lângă Buenan, cer scuze, sau Cataneț. Cataneț este cel care s-a dus cu Sania. Rare și spas venise să-l oprească pe Rondon. Nu am. Cu o pasă, minge la marginea careului, măcar un col de onoare caută cei de la Poli Iași și nu îl obține. A fost șutul lui Ștefanovici. Ștefanovici. Măcar și-a asumat. Da. Și tot e ceva tras la poartă. Să știi că nu prea am văzut astfel asemenea momente în care jucătorii lui Leo Grozavu, ok, nu în poziții foarte bune, să încerce să șuteze de la distanță măcar.